Elevii din cadrul unităților de învățământ din Slatina au avut porți deschise la Centrul de Formare și Perfecționare a Polițiștilor Nicolae Golescu. Aceștia au vizitat poligonul din cadrul centrului, sălile de sport și au putut să vadă de aproape mijloacele tehnice din dotarea polițiștilor. Am văzut foarte multe arme. Ți-ar plăcea să fii polițistă? Da, chiar foarte, foarte mult. Și mai ales am mai văzut aici că cu lupele ei investighează cazurile cu multe, multe prafuri. Da, și da, chiar mi-aș dori foarte mult să fiu polițistă. În primul rând am văzut cum se iau amprentele, pistoalele și ce mai mult mi-a plăcut, pistoalele. De ce? Așa vezi. Pentru că joc foarte multe jocuri CSGO. Mi-a plăcut cătușele și recepțiile acelea. Ți-ar plăcea să devii polițistă? Da. Pistoale, aparate de amprentă, cătușe. Și ce ți-a plăcut cel mai mult? Amprenta. De ce? Nu știu, mi s-a părut interesantă pentru că se vedea tot de la fiecare om. Copiii au putut afla printr-un filmuleț de prezentare și despre istoria Centrului de Formare și Perfecționare a Polițiștilor, dar și cine a fost Nicolae Golescu, cel care a dat numele centrului. Au venit în jur de 60 de elevi de la Liceul Ion Minulescu. Elevii au putut vizita poligonul de tragere chiar în cursul orei. O clasă din cadrul celor de la inițiere în carieră urmau să desfășoare o ședință de tragere de pregătire. Tot astăzi a avut loc și o festivitate de avansare în gradul profesional următor a polițiștilor din cadrul centrului care s-au remarcat în activitatea profesională.